Nu putem să ne plângem și de fiecare dată când dăm de un greu să zicem gata, fugim, plecăm cu toții, lăsăm. Ce lăsăm? Cui lăsăm? Lăsăm toate lor, tâlharilor. Plecați cu toții. Nu ne mai facem bine. Asta e o postare pe care am văzut-o chiar astăzi în media online. Salutare, prieteni! Am văzut în online recent o postare care spunea așa: nu ne mai facem bine, plecați cu toții până mai puteți. Asta este o afirmație pe care o tot auzim pe internet, la știri, lumea se plânge că e foarte grav în România și trebuie să plecăm. Fiind vorba recent de doamna, fata care a născut pe trotuar, de băiatul cu drogurile care a omorât nu știu câți oameni pe nu știu unde, și cel mai recent de doamna de la Botoșani, înțeleg, care a murit în spital. E foarte, foarte ușor să ne revoltăm atunci când vedem o astfel de nedreptate. Cineva ne relatează, ne explică faptul că la Botoșani o doamnă nu a putut să nască și a murit în chinurile nașterii fără să fie ajutată de doctor. Sigur, e o faptă oribilă. Nu putem înțelege ce e acolo noi care nu suntem nici doctori și nici nu naștem. Însă avem nevoie de doctori. Nu putem să sărim în capul tuturor doctorilor și, mai grav de atât, motivul pentru care România se află unde se află acum este faptul că noi în continuare de zeci de ani românii tot pleacă din țară. Din ce în ce mai mulți români pleacă dezgustați și descurajați de tot ce se întâmplă aici. Însă, dacă stai un pic mai în spate și analizezi problema diferit, veți observa că România este mult, mult mai bine decât era în anii 90. Eu sunt născut în 87 și dacă nu știți, nu sunteți la curent cu situația, România a fost în perioade mult, mult mai grele decât se află acum. România se află, practic, la cel mai sus nivel al civilizației ei de când există țara asta și de când există teritoriul ăsta numit România. Nu putem face comparație, dar Ca să înțelegeți lucrul ăsta, trebuie să știți câte un pic de ce se întâmpla în România în anii 1900, în anii 1950, în anii 1990, în anii 2000 și așa mai departe. Și atunci vă veți da seama că România are o evoluție foarte, foarte bună, însă da, ne dorim o schimbare care vine foarte, foarte încet și problema este că se întâmplă frecvent, tot mai frecvent, prea frecvent acest fel de incidente care ne pornește revolta din noi. Și pe mie mă întristează să văd postări și retorici de genul ăsta: gata, plec din țară, m-am dezgustat total, nu mai avem nicio șansă, ultimul să stingă lumina, cum a fost și data trecută cu 10 august și așa mai departe. Sigur, ne revoltăm când astfel de lucruri se întâmplă, dar problema principală este că noi ne revoltăm individual. Și aici nu o să vă încurajez să porniți o revoltă națională și să mai știu eu ce grozăvii să faceți, dar fiecare în dreptul lui, fiecare și cu toții trebuie să ne revoltăm în așa fel încât să fim eficienți. Atunci când se face o nedreptate, strigă, vorbește despre asta, vorbește împotriva ei. Altfel, nedreptatea aceea va deveni un lucru natural, normal, tolerat. Motivul pentru care încă în unele localități sunt spitale mizere, părerea mea, este faptul că comunitatea din zona respectivă nu este unită să spună ceva, să facă scandal, să ceară un spital cu toții odată, pentru că cu toții avem nevoie de un spital mai devreme sau mai târziu. Și foarte, foarte greșit să spunem gata, plecăm cu toții. Păi cine mai rămâne în țara asta? Credeți voi că cineva vă așteaptă cu brațele deschise dincolo să ce? Peste tot e la fel, te duci într-un spital, recent am vorbit cu cineva din Anglia, e o listă de așteptare interminabilă, nu te bagă nimeni în seamă, ești ignorat, mai ales când află sau își dă seama că ești străin de țara respectivă. Sigur, în general, și eu am fost în Londra, și beneficiez de servicii puțin mai calitative, dar peste tot stilul de viață și calitatea vieții se degradează. Nu vă mai plângeți că e timpul de plecat să fugim cu toții. Nu putem pleca toți de aici. Că plecând din țara noastră, lăsând ce avem aici, pierdem. Noi abandonăm bunurile pentru care ne-a lucrat viața întreagă. Ne abandonăm visele, ne abandonăm tocmai pământul care ne hrănește și ne dă viață și ne dă sănătate și ne dă
ce avem nevoie. Dar sunt multe probleme în ecosistemul numit România pe care trebuie să le luăm pe rând. România este cea mai frumoasă țară în care putem trăi noi ca români, cea mai abundentă și cea mai sănătoasă, care ne hrănește și ne îmbogățește zilnic. Nu putem să fugim noi, să fim privegi până toate țările doar pentru că niște tâlhari s-au suit cu toții la conducerea țării, la conducerea comunităților locale și județene și naționale. Însă este nevoie să ne implicăm cu toții. Când se face o nedreptate, cu toții și fiecare la locul lui, trebuie să refuzăm și să nu acceptăm acea nedreptate și să nu acceptăm compromisul. Da, asta trebuie să facem. Nu să fugim de răspunderea, de responsabilitatea civică de a fi implicați în ce se întâmplă în jurul nostru. Orice nedreptate săvârșită de autoritățile statului, fie ea mare sau mică, sau de oricine din jurul nostru, trebuie să o sancționăm. Cum? În primul rând vorbind despre asta, vorbind împotriva ei, cerând ajutorul în comunități. Internetul ne ajută să ne unim și să construim ceva bun. Însă trebuie să ne implicăm și să avem dorința și motivația de a face asta. Nu putem, și repet, o să repet în acest video de o grămadă de ori, nu accept și este stupid, este prostesc. De fiecare dată când dăm de greu, să zicem, gata, plecăm. Trebuie să vă amintesc, dacă nu știți, că deja suntem în campanie electorală. Toate partidele politice acum încearcă să tragă foc la oala lor. Încearcă să vă arate că ei sunt aia buni. Sigur, pe ăștia de la guvernare știm, PSD, PNL, sunt în același pat, ăștia fac treabă bună, ne aduc România educată și o vedem în jurul nostru. Suntem cu toții revoltați de ce se întâmplă și așa că vă propun și vă încurajez să mergeți la vot în 2024. Nu contează cu cine votați. Fiecare trebuie să se socotească, să cântărească pentru el, pe cine își dorește să voteze. Dar nu mai stați acasă, oameni buni, stați acasă, vă plângeți că nu aveți pe cine alege și la final câștigă ăla pe care voi îl urâți cel mai mult, pentru că ăia își fac reclamă online, ăia stârnesc revolte populare despre fata de la Botoșani, despre băiatul cel drogat și despre nu știu care, ăia au bugete imense luate din banii voștri, furate din tot felul de căpușări de companii și directori de companii care sunt directori la nu știu câte companii și strâng bani care voi nu-i vedeți în poate într-o viață. Și ajungem la final să spunem, nu mai are rost, fugim, plecăm cu toții și ultimul să stingă becul. E cea mai tâmpită este cea mai tâmpită abordare a acestei probleme. Vorbiți împotriva nedreptății, faceți nedreptatea publică. Toată lumea trebuie să ia atitudine împotriva acestei mârșăvii care se petrece în România. Și mai presus de toate, puneți mâna la muncă, deoarece trăim vremuri grele, vor veni vremuri și mai grele și haideți să nu ne mai plângem că e atâta de greu în România, pentru că de acum încolo va fi din ce în ce mai greu. Este convingerea mea că lucrurile nu vor mai fi la fel de bine și de bune cum au fost până acum. Așa că nu mai așteptați să vină toată lumea să vă netezească, să vă pieptine, să vă scarpine, că vai de mine ce bine faceți voi. Puneți mâna la muncă, fiecare să fie implicat în jurul lui social, mereți la vot, gândiți-vă bine ce faceți, cântăriți-vă bine lucrurile, apropiați-vă cât se poate de bine în comunități unite, în care oamenii se ajută unii pe alții, la nevoie, e vecinul cel mai aproape care te poate ajuta. Degeaba ai tu rude puternice în minister, că tot vecinul ăla trebuie să-ți sară în ajutor dacă ți-a foc casa sau ți se inundă beciul sau așa mai departe. Și la situații grave, ca cele cu fata de la Botoșan, care, din păcate, ne pare foarte rău de o astfel de situație, e dramatic, e inacceptabil să se întâmple așa ceva în România lui 2023, trebuie să-i sancționăm la vot, trebuie să căutăm acei candidați care pot să facă o schimbare. Degeaba suntem dezgustați, degeaba suntem revoltați de tot ce se întâmplă, pentru că noi i-am pus acolo. Pe noi ne-a prostit PNL-ul cu domnul Iohannis, domnul Neamț, care va schimba România și ce lucruri grozave va face el. Sigur, avem un președinte elegant, dar avem nevoie și de un președinte care să-i sancționeze măcar din gură și să vorbească împotriva lor. Acum, așadar, oameni dragi,
nu vă pierdeți speranța. Noi suntem centrul Europei, putem să zicem. Suntem centrul lumii noastre. Eu sunt centrul universului în care locuiesc și prefer, prin comparație, eu am văzut lumea asta, am văzut țările din Europa destul de multe și înțeleg unele lucruri. Oameni buni, nu are rost să fugi în altă parte. Trebuie să ne îmbunătățim locul în care trăim. Guvernanții noștri, pentru că noi facem asta prin vot. Cei mai mulți oameni, chiar și părinții mei spun, întotdeauna va fi așa și totdeauna cerei voi câștiga. Chiar și așa să fie, e dreptul tău și obligația ta ca persoană civică să mergi la vot, să cântărești bine pe cine votezi și să alegi un candidat bun care sperăm să aducă o schimbare în bine în țara asta. Și vă rog să nu mai încurajați oamenii, nu mai încurajați oamenii să plece cu toții. Vă reamintesc, suntem în campanie electorală, luați tot ce citiți, tot ce auziți, cu multă, multă sare și cu multă, multă analiză critică. Așadar, fiți curajoși, fiți civici, fiți harnici și vom reuși. Dați acolo un like, scrieți un comentariu. Sunt foarte curios de reacțiile voastre, așa că vă rog să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți voi de acest monolog. Vă salut și ne vedem data viitoare. Da, m-am turat un pic, pentru că cam ăsta e nivelul nostru de educație. Nu ne putem aștepta să ne fie ușor. E greu. E greu să pui mâna la muncă. E greu să te implici civic. E greu să ieși în față și să-ți asumi o responsabilitate pentru convingerile tale. E ușor când se ridică valul ăsta de frustrare și de revoltă să spui, da, și eu sunt de acord, cu toții suntem de acord. La momentul când a născut fata aia pe trotuar, m-am gândit, e foarte grav, e extrem de grav. Și nici nu ne dăm seama încă cât e de grav. Pentru că de ani de zile, dacă trebuie să mergi la spital, trebuie să-ți duci tu pansamentele, proviziile, toate trebuie să-ți duci de acasă, aproape toate. Dacă nu ești pilos, să fii plin de pile, să te duci acolo la recomandarea unui ceva barosan din județul tău, nu te ia nimeni seama. Și eu am avut o experiență de genul ăsta, cu 20 de ani am avut o operație minoră, o incizie și o trebuie să mă duc după asistente să-mi dea un calmant de vreo 5 ori, cu durerile. Dar oameni buni, nu vă lăsați, cereți-vă dreptul, faceți scandal dacă e nevoie, cât se poate, în limita legală. Însă e absurd, e complet absurd să spunem gata, plecăm. Și unde plecăm? Nu toată lumea poate pleca. Și nici ăsta nu e un argument. Fiecare trebuie să-și poarte de grijă pentru familia lui și pentru cei dragi lui, da? Însă e absurd să ne luăm cu toții să plecăm. Noi trebuie să ne îmbunătățim aici, țara noastră. Sunt români, mulți români se întorc în țară. Foarte mulți români se întorc în țară. Ce să facă ea, care a venit acum o săptămână, acum o lună, acum un an? Să plece și ea, să fugă înapoi? Voi, acest mesaj de a pleca, plecăm cu toții, plecați acum, e un mesaj scris de cineva care nu a fost dincolo, care doar visează despre ce se întâmplă dincolo. Cei care sunt dincolo văd care e diferența între acolo și aici. În România avem încă multe de îndreptat, dar multe s-au îndreptat. Trebuie să privim partea plină a paharului, să fim motivați și curajoși și doar așa vom reuși. Nu putem să spunem, gata, plecăm cu toții și lăsăm tot aici, tot abandonăm. Nu ni se mai merită să facem nimic. Oamenii vin și fac investiții. Sigur, trecem printr-o perioadă dificilă. Întreaga Europa, întreaga planetă. După COVID, acum suntem amenințați de marea resetare și alte chestii care vin în online și LGBT și toate problemele astea de care România încă îi protejată, îi ferită. Dar ale vin către noi, dragilor. Și perioada de greutate, dificultate economică, eu cred că încă nu s-a terminat. Cred că de acum încolo încă va veni, nu știm exact, ci că nu sunt expert în economie, nu sunt așa și nu vreau să profețesc eu despre una sau despre alta, dar cred cu toată convingerea că
cea mai bună, cea mai prosperă perioadă a vieții mele tocmai s-a încheiat. Asta ce înseamnă? Eu o iau ca o provocare, de acum încolo trebuie să fiu mult mai eficient, să fiu mult mai harnic, să fiu mult mai implicat, să fiu mult mai atent cu resursele mele, cu felul cum le cheltuiesc, cu ce se întâmplă jurul meu, cu felul cum revenim la subiectul problemei. Revenind la subiectul acestui video, cu ce acceptăm și cu ce nu. Trebuie să luăm atitudine, trebuie să ne unim mai aproape în comunități care, respectând legea, să facem, să aducem acea schimbare de care țara noastră are nevoie. Ea vine, dar prea încet. Haideți să ne implicăm cu toții mai mult și acea schimbare se va amplifica, se va mări și vom ajunge acolo unde ne dorim. Însă trebuie să avem răbdare, trebuie să-i sancționăm la vot și trebuie să ne facem treaba fiecare în dreptul nostru, fiind corecți, civici, harnici și uniți. Doar așa vom reuși.